Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi, Pașii Călătorului continuă să viziteze România și fac un mic popas în județul Bacău pentru că am descoperit aici multe locuri interesante de vizitat. Așa că, hai să începem călătoria! Localizată în județul Bacău, în partea estică a Carpaților Orientali, în munții Nemira, la o altitudine de aproximativ 530 de metri, stațiunea Slănic Moldova este cunoscută și sub numele de Băile Slănic Moldova. Factori naturali de cură: ape carbonate, bicarbonatate, ușor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, hipotonice și oligominerale descoperite încă din anul 1801. Tipurile de turism care pot fi practicate în zonă sunt turismul balneoterapeutic, de recreere și odihnă, turismul de agrement, turismul cultural și științific, turismul religios, agroturismul și cicloturismul. Situată în inima Moldovei, pe pitorească Valea Trotușului, în perimetrul orașului Târgu Ocna din județul Bacău, Salina Drumul Sării este un loc inedit unde poți lua o gură de sănătate. Imensitatea golurilor, adevărate catedrale săpate în sare și labirintul galeriilor îți creează impresia unui oraș scufundat în adâncuri și redescoperit pentru a fi din nou dăruit. Obiective turistice în mină: Biserica Sfânta Varvara, Muzeul Sării, complex sportiv cu terenuri de basket, handbal, mini-fotbal, tenis de câmp, tenis de masă, biliard, spații de joacă pentru copii, lac cu apă sărată și cascadă, bufet și terasă, magazin de suveniruri, cabinet medical, spații pentru gimnastică. Palatul Știrbei, situat la 3 km de localitatea Dărmănești, în mijlocul unei păduri de gorun pe un platou la o altitudine de 600 de metri, care ocupă o suprafață de 1031 de metri pătrați. Din parcul palatului se intră în pădure și de aici se poate urca pe diferite trasee și chiar pe muntele Nemira. Aici se află încă în funcțiune cea mai veche aducțiune de apă din județ, realizată în 1908 de ingineri germani, prin care apa este adusă din munte de la o distanță de aproape 8 km. Palatul Știrbei a fost construit de maestrii italieni după planurile arhitectului Nicolae Ghica Dudești la sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX. Ori de câte ori te afli în localitatea Bacău, nu ai cum să treci indiferent pe lângă Casa Memorială George Bacovia. Pe strada ce îi poartă numele putem observa casa destul de veche în care a locuit poetul nostru național George Bacovia. Casa Memorială George Bacovia, situată de mult pe strada Liceului la numărul 7, a reprezentat un punct de inspirație pentru opera sa Note de primăvară. Numeroasele colecții literare au reușit să fie adunate aici, casa reușind să fie transformată într-un adevărat muzeu literar. Printre colecțiile pe care le cuprinde Casa Memorială George Bacovia, putem enumera și documentarul video și audio reflectând vocea și chipul poetului atunci când își recită operele sale.